Bună seara, dragi. Accesul nu o să-l aibă niciodată Vitalul la mine în apartament. Pentru că pot să-i dau voie sau pot să nu-i dau voie. Sunt mulți oameni de bună credință care ar da voie să intre în apartament și să ia indicatorul de pe apometru. Unii nu. Bun. Și atunci a intrat această reglementare care spune se montează pe domeniul public sau la limita proprietății. Acolo ei își instalează un ceas care măsoară apa intrată în bloc. Bun. Povestea de acum încolo începe. În Baia Sprie și în Baia Mare, de altfel, în Baia Mare peste 90% dintre cazuri au rezolvat problema cu branșamentele individuale. Adică, după acel apometru principal, s-a făcut un cămin din beton, turnat din beton, cu branșamente pentru fiecare apartament în parte. Pentru că nu mi se pare corect ca un bun platnic și care își merge lună de lună din pensia mică pe care are sau din salariul mic, merge și plătește datoriile către Vital în fiecare lună, ori există mulți, în majoritate, atenție, pentru că am statistic lucrul acestea, fiind pensionari. Din păcate, pensionarii sunt cei mai conștienți că ceea ce consumă trebuie să și plătească. Și există și o altă categorie. Cei care consumă și nu plătesc. Și atunci nu e normal ca măsura să se ia pentru aceia care nu plătesc și să afecteze pe cei care plătesc. Lucrul acesta se întâmplă astăzi. De aceea spun că soluția nu e bună. De acord, dar lucrurile... n-am văzut din partea lui SC Vital sau a reprezentanților în Sighetul Marmației să vină cu soluții și cu oferte în întâmpinarea cetățenilor din Sighetul Marmației. Soluția, uite, de exemplu, să vină o să aibă o echipă care să spună oferta noastră ca să vă instalăm apometru pentru scara de la blocul cutare costă atâta. Vă asociați. Sunt firme, nu, sunt firme, chiar da, sunt firme. Dar de unde să le știe. Sunt firme în municipiu. Probabil conducerea de aici a Vitalului nu e foarte deschisă sunt în a fi permisiv. Sunt recunoscute de aceste firme de către SC Vital S.A. pentru că o să vină. Sigur, deci, sunt acum firme. Nu recunosc apometrele care au fost montate cu aprobarea celor care erau înainte. Atenție, aceste lucrări de branșare sau de branșament individual care se execută, se execută doar de firme agreate de Vital. Ei au o listă cu firmele pe care le agrează în ce sens? Au certitudinea că acele firme știu să lucreze pe instalațiile de apă, au încredere în acele firme că își montează apometrele după apometrul lor și că nu fac bypass-uri sau că nu, că lucrează ca la carte, corect, după condițiile impuse de Vital și condițiile corecte. Noi le facem publicitate să ne dea lista. Vă spun cu siguranță, dacă o să le cereți la domnul pentru Caravelea, că suntem, o să vi le dea. E obligat de altfel să le dea. Nu le poate ține la sertar. Bun, și trecând mai departe, această situație cu contractele individuale nu face decât să pună într-o oarecare legalitate, cu ghilimele de rigoare, sau chiar în legalitate, relația dintre furnizor și beneficiar. Dar problema pe fondul ei va rămâne, va exista în continuare, pentru că măsura debranșării răuplatnicilor îi va afecta și pe cei buni platnici. Va tăia blocul, va tăia apa de la bloc. Și atunci, pe o scară, vor fi doi care nu își vor achita apa și 10 care și-o achită, vor suferi și cei 10. Soluția una singură. Branșamentele individuale. Este și o soluție, pentru că știu, costă în jur de 7-800 de lei un branșament. 7-8 milioane de lei vechi. Vitalul ar putea să aloce din profitul pe care îl are în fiecare an în Sighetul Marmației, sau pe care ar trebui să-l facă, o sumă de bani care să fie cu dedicație dată pentru noi branșamente. Vitalul, ca o societate comercială, ar face ca și o creditare către populație, până la urmă. Hai că nu ăsta e termenul, pentru că acolo intrăm, până la urmă, la legea concurenței. Dar ar putea face ei aceste lucrări, urmând să-și recupereze banii în tranșe de la populație. Găsim soluții, dacă se vrea. Din păcate, Vitalul e rigid, pentru că le ține. Hai să folosim și alt gen de limbaj de discurs. Le ține. Și atâta timp cât le ține, cu siguranță ei își vor impune, să zic, măsurile pe care le consideră ei. Dar soluții sunt. Soluții sunt cea mai bună soluție. Mai e o soluție, aceea cu asociațiile de proprietari, dar din păcate noi avem o experiență bolșevico-comunistă cu asociațiile de proprietari, de locatari, de chiriași, care nu place.
am fost sătui. În momentul în care am făcut revoluția din 89, parcă imediat din ianuarie 90, am spus gata, și asociațiile de proprietari sau de chiriași nu ne mai trebuie nimic. Noi vrem democrație. Am înțeles-o prost și atunci. Deși în orașele mari funcționează și această soluție. Dar acolo au oameni pregătiți, pe când aici noi încă nu avem. Și le putem pregăti. Îi putem pregăti. Avem în primărie oameni care au ca și atribut sau ca și sarcina lor pregătirea acestor asociații, cu tot ce înseamnă documente, cu tot ce înseamnă, știu eu, pregătire de specialitate. Păi să se facă o recrutare de administratori care să fie instruiți într-o perioadă de, nu știu, o lună, să două. Să știți că eu o să-mi asum oarecum un demers de genul acesta. Mi-ar place ca în Sighetul Armației să existe acele asociații proprietari, pentru că și în discuția, și aici Sigheteanul ar trebui să privească mai departe, și în discuția și în solicitările pe care le va face primărie, nu va face o singură persoană sau o singură familie va solicita în numele altor vecini, nu știu, o zonă verde în fața blocului. Nu, va veni asociația de proprietari care aproape că poate să impună primărie să îmi facă acel lucru, pentru că reprezintă 300 sau 400 de contribuabili la bugetul acestui municipiu. Lucrurile sunt doar în avantajul lor. Își pot face, pot să-și cosmetizeze, să-și igienizeze scările de bloc. Pentru că în comun lucrurile totdeauna sunt mult mai ieftine. Sigur, să creați un fond, sunt multe lucruri. Avem un telefon. Alo, bună seara. Alo. Bună seara. Să trăiți, bună seara. Sunteți în direct cu domnul viceprimar. Bună seara. Bună seara, să trăiți, domnul primice. Avem o greutate cu apa asta și nu numai cu apa. De exemplu, ni se defectează ceva la instalația de apă. Cum e și la mine îmi picură instalația din pe lângă apometru. Și n-am cine să vie să mi-l strângă, să facă ceva acolo să nu-mi picure. Nu e mare diferență, da? Nu avem la cine să ne strică ceva, n-avem la cine să apelăm să vină să ne repare pentru banii noștri. Am înțeles. Am să vă rog să lăsați colegului din regie numele dumneavoastră și adresa. Corbeșan Gheorghe. Așa. Și adresa mi-o trebuie și un număr de telefon. O să nu lăsați. 3/11. Nu, cu lui. 3/11? Da. Un număr de telefon, vă rog. 3-11-704 cu 0262. Bine. Am să mă ocup eu și mâine trimit un instalator la dumneavoastră. Sunt firme de instalații în oraș, probabil nu-și fac o publicitate suficient de susținută pentru a fi cunoscute. Cu siguranță o să vă revină dumneavoastră plata acestui serviciu, pentru că sunteți proprietarul acelui apartament. Dar mă angajez eu ca mâine să vă caute un instalator care să vă rezolve problema. Vă mulțumesc! Cu mare plăcere! Mulțumim și noi pentru telefon, o seară plăcută!